discutăm despre toate aceste teme cu Bogdan Ivan, ministrul digitalizării din partea Partidului Social Democrat, aflat în platoul știrilor B1 TV. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Sărut mâinile cu mare drag. ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Ne uităm la această ceartă și la acest schimb de replici acid între dumneavoastră și partenerii de guvernare și um, ne întrebăm dacă este doar o ceartă de moment, de ochii lumii, sau dacă într-adevăr există aceste tensiuni în coaliția de guvernare, în contextul în care vedem că nu excludeți posibilitatea ca după alegeri, în funcție de scorul fiecărui partid, să vedem din nou o alianță între PSD și PNL, o coaliție. Doamna Mihai, la fel ca în orice relație interumană, nu trebuie să fim de acord fiecare cu fiecare de fiecare dată. Este evident că vorbim despre două partide foarte mari, vorbim despre o perioadă foarte agitată, cea preelectorală, dar ne amintim și data de 9 iunie, când au fost localele și europarlamentare, era foarte mult stres, foarte multă agitație, există viață și după alegeri. Iar ce e cel mai important, că și după alegerile din această toamnă, din noiembrie și decembrie, o să existe o formulă în care România va trebui guvernată, iar dacă stăm să ne uităm astăzi la modul foarte realist și serios, Partidul Social-Democrat, în mod normal, Va, dacă va avea suportul oamenilor, dar asta spun exit polurile astăzi, va fi pe primul loc și este evident că are nevoie de un partener serios de guvernare. Și când stai să te uiți pe șicherul politic, eu vreau să vă spun că în situații punctuale am avut relații foarte corecte de muncă cu ceilalți colegi miniștri din partea Partidului Național Liberal. Este evident că nu suntem de acord unii cu ceilalți de fiecare dată. Este evident că fiecare încercând să ne mobilizăm electoratul nostru în această competiție care urmează să fie și care va defini următorii 10 ani pentru România, dar dincolo de lupta politică, e un scop în sine să ținem România în echilibru, să o ducem spre dezvoltarea economică. Suntem cu un război la graniță, așa că. Ce vă împiedică să vorbiți despre o dezvoltare economică sau să țineți România în echilibru, pentru că sunteți la guvernare cu liberalii, adică tocmai asta facem, dacă să ne uităm la cifre din ultimul an de zile. Tocmai asta facem. Iar actul de guvernare e cel mai important. Dacă ne uităm cum arată România și unde este acum 2 ani de zile, ministru? suntem în prag de alegeri, iar în prag de alegeri fiecare partid încearcă să-și mobilizeze electoratul. Și acum trebuie să spunem și adevărul. Dacă nu aveam o listă comună la europarlamentare, dacă nu aveam în același timp locarele cu europarlamentarele, nu cred că partenerii noștri ar fi fost foarte. ar fi obținut un scor foarte mare. Iar în acest context. Cred că e important ca fiecare să vedem pe unde ne situăm, ce, ce putem să aducem ca și aport în această uh, coaliție deci, și, și să ne vedem locul Sunt în această de discuție. De părere că veniți cu un aport mult mai mare în coaliția de guvernare? Cifrele nu mint niciodată. Bun. Ne uităm la ce s-a întâmplat la Congresul pe care l-ați avut sâmbătă, unde a fost așa un val de atacuri, atacuri în rafală, ca să spun așa, la adresa partenerilor de guvernare. Imediat a venit și reacția lui Nicolae Ciucă, președintele Partidului Național Liberal, cel care spune că românii vor avea de făcut o alegere simplă și face referire exact la alegerile prezidențiale între onoare, carieră, integritate, muncă neobosită și serviciu în slujba țării, pe de-o parte, și minciună, impostură și populism pe de cealaltă parte. Așadar, pe cine regăsim în această categorie? Minciună, populism, impostură. Dacă sunt să ne uităm și la alți candidați care sunt pe șicherul politic până la congresul nostru, dacă am găsit și pe la doamna Lasconie, e simplu să găsim pe cine este pe, ce, o pe, pe cine, lui pe cine visează domnul Nicolae Ciucă. Înțeleg, în, înțeleg ce ce să sublineați acum și poate să fie una dintre opțiuni. Dar astăzi, vă spun, fiecare contracandidat al domnului Marcel Ciuracu are dreptul să spună absolut orice. Dar să țină totuși cont de un lucru. Atunci când arunci cu lucruri în... Oamenii cu care astăzi stai la masă și proiectezi dezvoltarea României, ar trebui să te gândești înainte că și cei în care arunci cu acest noroi, cu această mizerie, sunt oameni. Și o să reacționeze și ei la un moment dat, pentru că nimeni nu o să stea să încaseze la nesfârșit, pe de o parte. Pe de altă parte, noi am înțeles că avem o misiune mai importantă la guvernare decât de a ne bălăcări și a intra în aceste discuții mici. Nu vreau să vorbesc despre pseudo lideri ai Partidului Național Liberal care acum își dau cu părerea și atacă virulent atât premierul Marcel Ciulacu cât și partidul nostru. Îi lăsăm în continuare să-și facă treaba pentru că nu reprezintă ei întregul partid. Dar acum suntem într-o situație mult mai importantă legată de guvernarea țării, legată de ce o să proiectăm pentru viitor. Iar oamenii de acasă, oamenii care se gândesc și acum dacă o să le scadă pensia sau nu după toată campania denigratoare și vă spun, mincinoasă total a unor opozanți politice ai Partidului Social Democrat în care i-a speriat pe milioane de români, pe milioane de pensionari care, întâmplător, 3,6 milioane dintre ei au pensiile crescute iar 800 de mii o să aibă aceeași cuantum al Aproape 2 milioane în continuare. cei cu pensiile crescute, domnule ministru, au o majorare cuprinsă între un leu și 500 de lei, pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă ne uităm... Păi nu vorbim despre vreo sumă asta, încercam să subliniez. Pe de altă parte, domnule ministru... 500 dacă de uităm, lei mai mult decât 0, cu tot respectul. Și un leu tot mai mult decât 0, într-adevăr. Pentru că acolo era suma cuprinsă Pe de altă parte, dacă ne uităm, domnule ministru Pentru că ați adus discuția în această direcție sunt oameni, categorii de pensionari care sunt nedreptățiți, se consideră așa, se consideră umiliți, se duc și stau la cozi la casele de pensii tocmai pentru că vedem ce s-a întâmplat. Iar o parte dintre ei sunt aproape 800.000 de pensionari cărora nu le crește pensia, le scade, într-adevăr primesc aceea sumă. Într-adevăr primesc aceea sumă? însă nu vor, mai, nu vor mai avea majorări de pensie în următorii ani. Doamna Mihai, nu pot să pun pe același picior de egalitate situația unui pensionar la 45 de ani, indiferent de unde a lucrat și care are o pensie de 6, 7, 8 mii de lei, cu unui pensionar care a lucrat 30 de ani și are o pensie de 1500 de lei sau 2000 de lei, cu, toat, cu toate riscurile asumate, vă spun acest lucru. Doi. În clipa în care noi ne-am asumat PNR-ul, ne-am asumat și o reformă a pensiilor în care să nu mai ai excepție la excepție la excepție, să ai lucrurile clare odată pentru totdeauna. Colega mea, Simona Oprescu, de la Ministerul Muncii, a făcut o treabă extraordinară. În sfârșit a adus același principiu care se află în toate statele civilizate din... Uniunea Europeană și în România, în care să ai transparență în calculul pensiilor. În cazul și în care vorbim care despre echitate. pensii care au fost recalculate și... greșit, domnule ministru, da? sunt pensionari care sunt puși pe drumuri, trebuie să meargă să își dezarhiveze acele documente, îi costă aproape 3.000 de lei, este un calcul făcut de BNS, doar pentru a dovedi că au muncit ceea ce au și făcut. Pentru că statul nu le asigură acest aspect. Vorbim despre o sumă extrem de mare. Vorbim despre nevăzători care au probleme din cauza faptului că pensiile lor sunt mult mai mici. Doamna Mihai, nicio pensie, mai spun încă o dată, nu scade cu un leu. Ca Dar să nici fie foarte nu clar. mai crește pensia. pensia în plată, doamna Mihai, în medie, de când îl avem pe premierul Marcel Ciolaco, la conducerea guvernului de acum un an și două luni, au crescut pensiile în medie cu aproape 40%, 13% la începutul anului, Am văzut? plus această creștere în medie de 660 de lei. Bun. Dar să revin la, la fond. Este adevărat că la orice lucru pe care îl face astăzi, și în România, și în America, și oriunde, pot să existe și erori. Poate să fie 1, 5, 10, 20 de funcționari care nu o să pună 5, 4, au toată asta 4, când au introdus datele sistemului informatic. E... Iar din acest punct de vedere, două secunde vă rog. În acest punct de vedere, nu are cum să vină ministrul muncii sau oricine altcineva să vadă cum a stat fiecare funcționar de la casă de Pensii din întreaga țară. Și nu vreau Sunt să spun că s-ar putea un ca unii chiar să fie da. intenționați atunci când au introdus acele date eronate în sistemul informatic. Și în acest punct de vedere, orice român, orice pensionar care consideră că nu au fost luate în calcul toate datele referitoare la contribuția sa la pensie, poate să meargă cu titlu gratuit la fiecare casă județeană de pensii, la casă de pensii a municipiului București, să solicite recalcularea pensii. Iar dacă un funcționar din greșeală, din omisiune, din rea voință a omis un document care face dovada vechimii de 2 ani la un anumit angajator, Bun. atunci este evident că unul poate să vină cu dovada și va fi actualizată acea informație și unul va primi fiecare leu pe care îl merită, conform legislației în vigoare. Adică nu îndoresc un lucru foarte bine făcut. și ce se întâmplă cu pensionarii speciali. Nu s-a întâmplat nimic în acest context. Da, pe de da, trecut de câteva ministru. ori 30 de zile de când Rares Bogdan a promis că scoate pensiile speciale când câștigă alegerile și se pare Sunteți că, împreună că, la că, că încă e în care Aveți majoritate în Parlament împreună. Domnule Ministru, aș vrea să depășim puțin acest subiect mm -hmm. și să mergem și la ceea ce se întâmplă din punct de vedere financiar pentru că, vedem, se pregătesc două ordonanțe care ar trebui să fie suficiente pentru um, acea reducere a cheltuielilor bugetare cu 5 miliarde. Um, cum arată aceste ordonanțe? Pentru că înțelegem că, practic, până la finalul anului, o anumită categorie de angajați nu vor mai primi, de la stat, desigur, nu vor mai primi acele bonusuri, vouchere de vacanță și. Trebuie să vedem forma finală, pentru că acum e încă în circuitul de avizare și până când o să vedem forma finală nu putem putea să spunem, dar vreau să vă dau exemplu anului 2023, în care în ultimele 2 trei luni, înainte de finalul anului, s-au făcut acele restricții și s-au blocat achiziția de birotică, papetărie, mașini. Și acum este Și s-a făcut o economie de uh, cel puțin uh, 2-300 de milioane de euro. Nu s-a murit nimeni din, din acest motiv, că nu s-a cumpărat uh, mașini noi sau papitărie. Așa că eu cred foarte mult că atunci când strângem cureaua, să o strânge de sus până jos. Nu doar la nivel local, nu doar la nivelul economic, ci și la nivel guvernamental. Așa că uh, trebuie să vedem forma finală a acestei ordonanțe. Principial, un drept acordat, nu mai putea să-l mai retragi. Așa că uh, cred că trebuie să ne uităm foarte clar. În principiu o să fie zona de consumabile și zona de dacă ne uităm câți bani se cheltuie pe hârtie astăzi în România, credeți-mă că se face o economie consistentă. Și odată cu digitalizarea statului okay. și a sistemului public, vom face economii tot mai mari în acest segment. Digitalizarea care vedem că se tot lasă așteptată, domnule. Vreau doar Pricu. să vă dau și o veste acum Bă, în premieră pentru că m-ați invitat astăzi în emisiune. Suntem în faza finală a evaluării um, licitației pentru furnizarea de servicii de cloud guvernamental dedicat. Așa că eu estimez undeva prin luna septembrie să se și contractul, așa că. O mare parte din ceea ce înseamnă birocrația statului, ușor ușor, începe să, să dispară. Și când Concret, ar putea dispărea în totalitate? În totalitate, într-o proporție de peste 70% până la finalului 2026. Și chiar total să spui că nu mai ai hârtii deloc în raport cu statul, nu o să fie probabil niciodată, dar zona noastră de sofisticare pe care lucrăm ca și standard la, la serviciile și echipamentele informatice. Se duce undeva la sofisticare grad 4, ceea ce înseamnă că peste 90% din procesele birocratice furnizate uh, ale statului român și serviciile furnizate de statul român vor putea să fie făcute fără intervenție umană, în proporție de peste 90%. Aș vrea totuși să vorbim puțin și despre deficitul de la acest final de an, pentru că este estimată undeva uh, între 7 și 8%. Cum arată până la urmă acest buget al țării cu un deficit de 7-8% în contextul în care știm că noi trebuia să avem un deficit mult mai mic așa ne-am angajat inițial în fața oficialilor europeni, adică 3%. Nu vreau să depășesc atribuție să intru pe palierul colegului meu domnului ministru Boloș de la Finanțe, dar pot să spun un singur lucru. Nu doar România într-o situație în care trebuie să-și negocieze modul în care se aplică, inclusiv corecții referitoare la deficitul bugetar. Vreau să spun că noi suntem o țară extrem de afectată de război din Ucraina, plecând doar de la rata dobânzilor care au crescut pentru tot flancul statelor din Europa Centrală și de Est în acest context. Așa că dacă tot e să fim corecți până la capăt, atunci când vorbim despre toată această tară care a fost cauzată de război, trebuie să împărțiți cu ceilalți colegi din Uniunea Europeană, nu doar noi să ne asumăm noi, Polonia sau Ungaria. Așa că, în acest punct de vedere, ultima discuție avută de către premierul României cu președintele Comisiei Europene a fost una foarte constructivă și cea în care vom avea o echilibrare pentru următorii șapte ani, ceea ce ne asigură sustenabilitate pe termen mediu și lung. Așa că lucrurile sunt în parametri, iar doar în acest an, în primele șase luni, Ministerul de Finanțe a colectat cu 5 miliarde de euro mai mult decât era previzionat la finalul anului 2023, folosind instrumente digitale pentru corectarea gheapului de TVA. Așa că Pas cu pas se, se corectează. Sau și cum ar spune, spune domnul premier Marcel Ciuracu, să mai corectează aceste lucruri. Este evident că lucruri care au fost uh, neorganizate timp de peste 30 de ani nu poți de pe azi pe mâine să le, să le faci. Dar vreau să vă spun că și în cazul sistemului și financiar. Din informațiile pe care le aveți dumneavoastră, pentru că toți da? sunteți colegii de executiv, mai rămâne Marcel Boloș și în funcție, pentru că vedem că se analizează activitatea domnului E o decizie. Fiecare dintre noi nu am ajuns miniștri pentru că am dat un concurs. Am ajuns acolo pentru că partidul în care facem parte ne-a susținut la modul concret, a avut încredere noi, ne-a votat să reprezentăm fiecare portofoliu pe care îl gestionăm. Iar domnul Boloș, așa cum a fost propus de Partidul Național Liberal, poate, dacă e decizia partidului, să fie și retras. La fel cum e și cazul meu și cazul oricărui ministru din Guvernul României.